Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Tocmai ce ne-am întors de la cumpărături. Am fost la Profi, în piață, la Euromarket, peste tot. Și am cumpărat aceste lucruri. Dar haideți să vă arăt ce am cumpărat. Se aude pe fundal prepelița. Băiețelul de prepeliță, pentru că avem două, o fetiță și un băiețel, o pereche. Am cumpărat aceste șervețele cu portocale, 120 de bucăți, noi le-am mai avut și ne plac super, super mult pentru Ludmila, și pe cele cu căpșune. Sunt super bune, chiar îmi plac. Nu am mai ajuns în Carrefour să cumpăr alte șervețele, nici n-am mai ajuns de nu știu câte luni. Pentru că știți că mă pregătesc de un giveaway la 1000 de abonați, am luat această colecție de siropuri pentru giveaway, iar pentru, de la 5to go, iar pentru mine una cu cocos. Îmi place foarte mult cea cu cocos. Dar ca idee mi se pare că aceasta cu cocos nu prea este la gust ca aceasta de aici, din set, din colecție. Poate mă înșel eu, dar parcă așa mi s-a părut, că cea din colecție are un gust mai pronunțat așa de cocos, destul de bună. Am cumpărat și o brânză camembert, pentru că îmi place super, super mult brânză cu mucegai, camembert și toate cele, și îmi place să o mănânc la, ori pusă la air fryer, ori cu dulceață gem de căpșune. Chiar e super, super bună. Am mai cumpărat și această mozzarella. Este așa, mini mozzarella. Să vedem cum este, pe asta nu am gustat-o. Și pentru că nu mai aveam un deodorant, mi l-am luat pe acesta de la Borotalco. Este destul de bun, chiar îmi place. Îmi place și cel de la Nala, dar am făcut un fel de alergie, ceva, adică nu prea mă pot da mult cu el. Nu prea mă mai pot da mult cu el. Știu că data trecută am uitat să vă arăt, cred că, carnea tocată în clipul trecut. Îmi pare rău, mi-am dat seama după ce am editat, nu mai aveam ce să fac și nici nu am mai spus în clip că nu am pus aceasta, carnea. Tătic de bebe a luat niște măsline. Da, tocmai ce a ajuns Ludmila acasă, spuneam că tătic de bebe și-a luat niște măsline pentru că el este mare, mare fan măsline. Eu nu sunt atât de înrăită, să zic așa. Am cumpărat și doi dovlecei pentru a face dovlecei pane. Data trecută mi-au plăcut foarte, foarte mult cum au ieșit și de aceea dovlecei pentru dovlecei pane. Știți că eu în ultimul timp m-am dat pe o dietă carnivoră, nu prea mai mănânc multe chestii și nu prea mai cumpăr mai mult decât carne, ouă, semințe, deci nu prea mai mănânc multe, multe chestii, puțină pâine și am slăbit 3 kg cu această dietă. Voiam să vă arăt aceste flips, ups, e porumb, sunt ca un fel de chipsuri micuțe și nu vă spun că chiar au gust de porumb din acela care este în lapte cu sare, fiert. Mamă, sunt super bune. Am luat 10 pentru a-i da Ludmilei. Tătic de bebe și-a cumpărat o ciocolată Milka cu Oreo. Știți că eu nu prea mănânc dulciuri. Am cumpărat două baghete, una cu usturoi și una simplă. O să-mi ajungă ceva timp, cred că în jur de 3 zile o să-mi ajungă astea toate. Cum v-am zis, semințe albe, mănânc semințe,
și m-a ajutat la slăbit. I-am luat Ludmile și această spumă delicată de spălare de la Gerovital, spune 0 ani. Ea are spray-ul acela spumătut de la Gerovital și îi place și deja o se termine și nu mai am. Și să am ceva de rezervă. I-am luat și un mini șampon de la Dalin, acesta Baby. Mi-a plăcut așa cum arată. Oricum și-a terminat gelul de duș, deci s-a dat cu el până l-a terminat. Și i-am cumpărat un gel de spălare corp și păr pe acesta, tot de la Gerovital. Și 7 băi pe zi. Am cumpărat un ciuc Radler din acesta fără alcool. Îmi place foarte, foarte mult. Mi-am cumpărat, de fapt, două, nu unu. Casper este pe scaun aici, lângă mine. Am cumpărat și un pui direct la rotisor pentru a mânca acum și am rupt puțin din el pentru că am găsit un baby pui de pisică și i-am dat o bucățică să aibă să pape. Tot Ludmile i-am cumpărat și acești pufuleți de la Star Salty Pop. Îi plac, am mâncat aseară, am mai cumpărat și aseară o pungă și am mâncat de a rupt. Știți că Ludmile îi plac aceste perle de supă, crutoanele, le mănâncă pur și simplu așa și am mai cumpărat una, trebuie să am tot timpul de rezervă pentru că mă întreabă. I-am cumpărat și la Dorna zile ușoare pentru că este fără lactoză, două, știți că are intoleranță la lactoză și de aceea nu ajung întotdeauna la Lidl, mai ales acum că mi s-a stricat mașina, nu prea ajung așa des la Lidl și îi cumpăr dacă găsesc la Dorna. Tătic de bebe a cumpărat acest ketchup dulce care este divin. Deci mie mi s-a părut cel mai bun ketchup. Uitați-vă, este de la Vălenii de Munte și este cel mai bun la gust. Deci mi s-a părut cel mai bun. Tot el a cumpărat acești cârnați trandafiri. Mie, sincer, îmi place să mănânc așa din ei cruzi. El îi prăjește, face mâncare, nu știu, dar eu îi mănânc așa, pur și simplu, cruzi. Așa, îmi plac. Tot el, știți că nu mai mănâncă pâine și își face lipie din, cu făină fără gluten. Cred că de 2 luni deja nu mai mănâncă pâine normală. Și tot el și-a cumpărat o apă din aceasta carbogazoasă pentru că acum vara este necesară. Am mai cumpărat și o bucățică de lubeniță pentru că nu am loc în frigider mai mult și mai bine cumpărăm în fiecare zi câte o bucățică. Sunt destul de ieftine, am dat 12 lei pe ea parcă. Am mai cumpărat o mozzarella din aceasta în apă și un bacon afumat să îl prăjesc pur și simplu. Îl prăjesc, e mult spus, îl pun la air fryer câteva minute, un minut, două și îl mănânc așa. V-am zis că mănânc așa cu mozzarella. Cam asta a fost tot, dragii mei. Dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Nu uitați, dacă vă place ceea ce postez, că ne vedem în fiecare miercuri sau joi dimineața și duminică sau luni dimineața, duminică seara la ora 6 sau luni dimineața. Nu uitați, dacă vă place ceea ce postez, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!